Sfânta și Marea Sâmbătă este capătul urcușului nostru duhovnicesc din timpul liturgic al triodului. Este cea mai importantă zi din săptămâna mare care face trecerea către sărbătoarea învierii Domnului, întrucât acum prăznuim îngroparea dumnezeiască și trupească a Mântuitorului Hristos și pogorârea la iad, prin care nemul nostru, fiind chemat din stricăciune, a fost mutat spre viață veșnică, după cum ne spune Sinaxarul. Sfânta și Marea Sâmbătă începe cu denia de vineri seara, când îl prohodim pe Hristos. Imnografia liturgică a prohodului ne transpune în momentul când Iosif și Nicodim au îngropat pe Mântuitorul Hristos, cel care s-a pogorât la iad pentru a-l omorâ cu strălucirea Dumnezeirii și a învia pe cei morți din cele de dedesubt. Sâmbăta cea mare, fiind ultima zi de săptămână, face legătura între pătimirile Mântuitorului Iisus Hristos și moartea sa, pătimirea pe cruce și îngroparea sa și deschide perspectiva împlinirii misiunii sale pe pământ și anume biruința asupra morții, asupra iadului, deschizând raiul și înviind din mormânt duminică dimineața mironosițele găsind mormântul gol și primind de la înger vestea învierii sale. Pătimirile sale constituie lucrarea de mântuire, opera de mântuire, de răscumpărare a noastră pe care Fiul lui Dumnezeu a săvârșit-o pentru noi. Din dragostea sa, din dăruirea totală Tatălui, purtând asupra sa vina și greșelile noastre, păcatele omenirii, prin moartea sa a biruit moartea. De aceea, moartea pentru noi este o trecere spre viața veșnică. Este un paște, un pesah. Momentul amintit în sâmbăta mare are o mare importanță în economia mântuirii. De aceea și icoana ortodoxă a învierii este cea care ne înfățișează pogorârea la iada Domnului nostru, Isus Hristos. După punerea în mormânt din Vinerea Mare, intrăm într-o perioadă de așteptare, o zi în care biserica săvârșește liturgia pascală, liturgia Sfântului Vasile cel Mare, împreunată cu vecernia, este deja un preludiu al învierii, pentru că Mântuitorul fiind cu trupul în mormânt, coboară cu sufletul în iad și rupe pecețile iadului. După căderea primilor oameni, după izgonirea lor din rai, raiul s-a închis. Și drepții Vechiului Testament mergeau în iad, nu în loc de chin, ci într-o stare de așteptare. Și iată că a venit ziua cea mare, când Mântuitorul Hristos, coborând la iad, distruge puterea morții și a iadului și îl ridică din iad pe strămoșii noștri, Adam și Eva. De aceea, icoana ortodoxă a învierii este icoana coborârii la iad a Mântuitorului Iisus Hristos. Deja este începutul învierii. Mâine dimineață, în Bisericile Ortodoxe, va fi oficiată Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, unită cu Vecernia.